Salutare și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi o să facem top 10 player ale lui IME în funcție de părerea mea personală și cum consider eu pot să le ranchez. Ideea în felul următor: nu am ales eu fazele, le-a ales un moderator, iar odată ce pun un play pe o anumită poziție, eu nu mai pot modifica. Pe cei care vă uitați pe TikTok, cred că știți trenduri similare. Noi o să facem ceva de genul pe YouTube, nu ne mai alungim, vedeți imediat clip, vă prindeți foarte, foarte repede. Dar până să intrăm în clip, ideea în felul următor, cum am gândit eu să fac, am 3 mari categorii. Categoria 1 e faza în sine, cât de mișto e faza. A doua categorie e importanța rundei, adică nu știu să zic, dacă era 12-11, dacă și alea e cu o chestie de genul. Iar a treia categorie e importanța meciului, a concursului, dacă era finală, dacă era un meci de face, că poate avem și highlight-uri de pe face, repede nu le-am strâns eu. Bun, hai să vedem. Hai să vedem prima fază, de ce e pe stream-ul lui Jax eu avem. Stai să-mi pun și sunetul. Asta o știu, asta o știu, asta e insane runda. Bun! Ideea în felul următor, ăsta e World Final, adică era 6-1 pentru Navi, aveau Vitality, o hartă, chiar dacă nu a luat runda, le-a stricat foarte mult economia, ținând cont că, repet, era finala Blast. Aș pune play-ul ăsta pe un... cred că o să fie și player mai bune, dar e un play foarte, foarte bun. Aș pune play-ul ăsta pe 3, o să nu pun... hai că-l pun pe 3. Avem aici un 4K... bate unul de la spate, Spring Groups, aici era meci de grupe. 18-8 avea IME. O să spargă smoke, mă gândesc. A bătut pe Monesi. Bun! Bun! 10-9. Până la hărți. Cred că le-a spart economia. Mau, e greu. E greu că știu două faze, două faze le știu, care să lasă le-a luat Robert, care cred că ar fi sus de tot. Mamă, cred că am pus prost pe 3. Deci cred că am început punând prost pe 3. O să punem pe 4 momentan. O să punem pe 4. Bun, hai să vedem. Miraj, semifinală, ce avem aici? Semifinală, 4 ca spray, da, un pomid. Ah, i-a tras Tershen. Era frumos, era un ace frumos. Era un ace frumos. Da, totuși o rundă de eco, un spray super, dar totuși o rundă de eco și o să pun play ăsta pe 6. Lăsați în comentarii cum le-ați făcut voi și de asemenea chat, scurtă pauză pe 2 până să intrăm în sponsorul clipului. Vreau să vă zic că dacă o să-mi facă cineva din comentarii cu un alt jucător, ideea e că astea, la IME e mult mai ușoară, cel mai multe faze, evident, are cel mai multe meciuri. Dacă să-mi facă cineva să-mi selecteze 10 faze cu alt jucător român, gen, nu știu, cu Blitz, Regali, Modo, cine mai are meciul pe Așel TV și strânge 10 faze cu care să fac un alt clip, o să-l premiez cu un skin. Și acum un quick word from today's sponsor. All hands on deck! We're sailing the pirate swamp! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Bun, aici avem o rundă de eco, văd, de pe streamul lui Werty. Salut Werty, by the way. Hai să le bate Alexi 1. Cred că-i tot pește IME pe mid. Pește IME pe mid. Puleco, i-am intrat în țintă. Mi se pare că nu se compară cu spray down-ul mai devreme. De pe mid, pe Miraj, ca 1S. I-a topit pe 4 dintr-un gloanț. Îl bătea și pe 5-lea dacă mai avea gloanțe. Nu se compară cu ăsta anterior de pe Miraj. Avem 2, 1 după altul. Și o să-l pun pe... îl pun pe 8. Sau pe 9. Sau 9. Îl pun pe 9 pe ăsta. Bun, aici avem o rundă de la Dallas. Era opening round cu Polarul, cred că știți faza. Greu, s-a băgat puțin pe rând, dar atunci vezi că mai avea un kill care văd că nu l-a prins. Undeva a făcut kill cu arma și a făcut schimb cu Wonderful. 4K! Lucru bun că mai a Polarul din când în când. Highlight-ul știam, highlight-ul e tare. S-a băgat și a puțin pe rând. Totuși 11-9, s-a făcut 12-9 de la runda asta. Totuși concurs. Stai să ne gândim, chat. O să-l pun pe 2, l-aș fi pus pe 3. L-am pus altceva pe 3. Cred că am început prost. Sincer să te vă zic, cred că am început prost, chat. Mamă, de pe go asta. De când era la Gamer Legion, aici totuși Grand Final. Grand Final, 1-2, anti-eco.
Îl bate și pe ăsta, mai ia armă și mă bate și pe unul. M-am uitat de faza asta. Bine, de fapt nu credeam că e în top aici. Că eu aveam așa în capul meu un top pe care să-l fac. Nu credeam că e în top. Mamă, nici nu știu, asta e faza de top 3. Dar nu prea mai avem loc în top 3. Mamă, să-l pun pe 5. Dar asta era faza de top 3. Sincer să fiu. Hai să vedem. Asta cred că e clutch-ul de ultima rundă. Dacă nu mă înșel. Da, de fapt cu tax s-a terminat 13-11. Bun. Exertion. Cred că trebuie să încep să mă la demor cu ime, dacă mă joc mult rifle. Asta rămâne în 1v1, cred că deja știți ce se întâmplă, că e faza super super fresh. Rămâne în 1v1, Adam Oli să nu iasă din templu. Ca să nu fie la cutie. Îl citește foarte bine aici, că o să l apeți în smoke. L-a apăsat în smoke, dar și tras ăla. Într-adevăr, oricum avea o idee că ar fi în smoke, îl ținea acolo, dar și tras, s-a reacționat după ce a tras. Băi, ce ai cu duș întors, că e ultima rundă, e grand final, dar nu știu dacă aș pune-o mai sus de 9. Așa că rămân să pun pe 10 pe asta. Chiar dacă, na, e un clash totuși 1v1, adică e când ești acolo, te aștept să câștigi 1v1. O să pun pe 10. Asta e o fază foarte bună. Dacă e... A, nu e. Credeam că se bagă prin smoke. Ok. Mamă, a dat unbox chain la VPO. Se bagă prin smoke, l-a auzit că a tras. L-a păcălit bine. A, peste el, full tupeu, l-a prins. Bun, 1v3. S-a bucurat. S-a bucurat Blade. Bă, bun clutch. Ăsta e un clutch pe care nu ai cum să-l compari, de exemplu, cu rândele alea de eco. Adică e un clutch foarte bun. S-a mișcat bine. A bătut 3. O să-l pun pe 8. O să-l pun pe 8, totuși. Mai avem două locuri, ați vedem. Cred că ăsta e play-ul pe care l-așteptam. Ăsta e play-ul pe care l-așteptam pentru locul 1. Ăsta e. Hai că dacă nu știți faza, vă las să vedeți. Mi se pare... E de luat în considerare dificultatea highlight-uri. Că des, am mai văzut highlight-uri la Monesi și Monesi joacă cu dualele super super mult. Dar Monesi joacă close range, are highlight-uri acolo în donut. Aici ai mei, uite de unde se bate cu dualele și cât de bine le-a tras. Pentru mine ăsta e play-ul, ăsta e number one. For me this is number one. Se pare că merită. Acum să vedem, mai avem un highlight. Și hai să vedem și ăsta. Ăsta e highlight-ul la care mă gândeam mai devreme. Și ăsta e un highlight foarte, foarte bun. Și să vă explic de ce cred eu că e un highlight foarte bun. Deci bate unui ime undeva. Nu mai știu unde a bătut. A arătat unde a bătut. Notam pe telefon highlight-urile. Nu mai știu unde a bătut. Deci aici Alexi dă un flash super super pe care trebuie să-l învățați toți. Ideea era ca ime se bage cu flash-ul. Se bage cu flash-ul prin smoke. Dar... Nu s-a băgat flash prin smoke, dar s-a băgat odată ce s-a arătat și Alexi și GL. Cred că ideea era să te bage prin smoke. Totuși, vezi? Trage Alexi, a dat și GL damage. Pe GL n-a dat damage acum? Nu, cred că GL era surpriză. Cred că GL a dat damage în banană, de fapt. Nu o mai cutează, oricum s-a băgat bine, bate 3 și mi se pare un highlight overall în 4K foarte bun. Mi s-a părut un highlight bun ăsta și o să-l pun pe ultimul loc rămas pe 7. Băi, să-mi ziceți, mă uit acum la listă, nu mi se pare cel mai rău. Cred că acolo la top 3 mai era de jucat. Cu siguranță mai sunt și multe alte faze pe care eu nu le știu, nu am văzut atât de multe meciuri. Cred că am văzut mai mult meciurile de ultima perioadă, de când am început să mă joc și mai mult îmi place mai mult să mă uit. Cu siguranță sunt multe alte highlight-uri pe care nu le știu. Repet ce am zis la începutul clipului, dacă ați văzut, dacă puteți să mai faceți un alt top 10, poate cu total alte faze ale lui Ime, sau un alt top 10 cu faze de ale lui Blitz, Regali, Modo, Sound, care și acum joacă foarte mult internațional, poate cineva de la Nexus care are foarte multe meciuri, Celo, de exemplu, la Unix, dacă poate să-mi facă cineva un top 10 să aleagă cam cele mai bune highlight-uri pe care le știți, să-mi le dați acolo în privat, ca să nu le știu, ca să fie reacția naturală, ca să fie evident și mult mai greu pentru mine, la e-mail cam știam așa fazele, dar premiez cu un skin și vă mulțumesc pentru ajutor, îmi fac și eu content și voi câștigați un skin, adică toată lumea, win-win, boys, dacă v-a plăcut clipul ăsta, să dați și fac un like și subscribe și ne auzim data următoare, ciao!